De la începutul acestei săptămâni la Megidia a început colectarea taxelor și impozitelor pe anul 2015. Toți cetățenii orașului pot beneficia acum de o reducere de 10%. În Medidia, impozitele și taxele locale pentru acesta nu au fost majorate a aceeași valoare ca în 2014. Decizia de a nu crește dările și de a le menține la același nivel a fost luată încă din primăvara anului trecut, în cadrul ședinței Consiliului Local Municipal. Mai mult cetățenii care își vor achita integral taxele și impozitele pentru 2015, până la data de 31 martie inclusiv, vor beneficia de o bonificație la fel ca în ultimii ani. Începând în 26 ianuarie este posibil să se facă plata taxelor și impozitelor către primărie, taxe ce nu au fost modificate în anul 2015. Ele sunt egale cu cele din 2014. De asemenea, cetățenii care plătesc integral sumele datorate pentru întregul an beneficiază de bonificație de 10%, iar data la care pornim respectiv 26 ianuarie este legată de închiderea și deschiderea tuturor controlul din acest an, de închiderea anului precedent și a, a execuției bugetare și respectiv a controlului de la trezoreria Mejidia, care face și o verificare a tuturor acestor conturi în legătură cu sumele încasate, cheltuite, astfel încât noul an să înceapă practic de la date foarte, foarte clare. Potrivit proiectului de hotărâre prin care se stabilesc taxele și impozitele locale aferente anului 2015, și valoarea dărilor pe care orice locuitor din Constanța va fi obligat să le achite bugetului local rămâne nemodificată dacă ne raportăm la 2014. Anul trecut, primăria Constanța a majorat impozitele și terenuri cu rata inflației pe ultimii trei ani. Neplata taxelor la termenele stabilite atrage calcularea de majorări de întârzieri și se recurge la sancțiuni, iar plata cu anticipație până la 31 martie 2015 aduce bonificații de 10% pentru persoanele fizice și 5% pentru cele juridice.